găsit, dragi prieteni! Astăzi, împreună la o nouă ediție a emisiunii Probanat. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare emisiune vă aducem lucruri noi, cel puțin pentru noi și pentru experiența noastră. Încercăm de fiecare dată experiența de viață, experiența profesională, să aducem în fața camerelor și în casele dumneavoastră oameni, situații, întâlniri, călătorii, rețete, bancuri, tot ce e mai nou care ne înfrumusețează viața cu gândul că poate va aduce și vouă un strop de bucurie. Ne propunem ca în emisiunea Probanat de fiecare dată să aducem lucruri bune, că de lucruri rele e plină televiziunea sau televiziunile. Astăzi, ca să nu mai lungim vorba, haideți să vedem ce v-am pregătit. Frumoasă mireasă mă-ndroiești, dar și nunta noastră e ca-n povești. Un om cu carisma ta, cu expertiza ta, cu experiența ta, cu posibilitățile tale sociale, profesionale și umane, de ce ales politica? Politica este, din punctul meu de vedere, darul cetățeniei și al, până la urmă, unei vieți conștiente de posibilitățile unei alegeri zilnice într-o direcție bună sau rea. S-a oferit în repetate rânduri în ultima vreme să expună în diverse galerii. Parcă ne-am întâlnit pe aceeași lungime de undă cu acest superb titlu, locul unde au înviat bunicii. Bine v-am găsit, dragilor! Vă propun o rețetă arătoasă, gustoasă și nu foarte complicată. Mi-am pregătit ingredientele și o să vă spun ce facem cu ele. O să preparăm cartofi umpluți cu carne, lângă ele am să pun, lângă acești cartofi umpluți cu carne, am să pun o salată de castraveți. Când consider că o relație este consumată? Din perspectiva nevoilor, din perspectiva nevoilor relaționale, atunci când nevoile de siguranță, de validare, de iubire, de identitate, de uitare înspre celălalt, adică a te uita înspre celălalt, nu mai sunt satisfăcute. Doare pilarea cu ceară. Depinde de zonă. Păi stau în București. Mă numesc Ciulidia și am stat în Timișoara 30 de ani. Când am ieșit la pensie, am plecat la sat Bobdea, Comuna Cenei, județul Timiș. Dragilor, știți că dacă auziți un banc de mai multe ori, nu vă deranjează. Nici pe noi și sper că nici pe voi. Mai ales că nu-l ții minte, știi? Adică tot timpul ți se pare... E o vârstă unde când auzi prima dată totdeauna un banc, parcă e prima dată, știi? Păi asta e bancul ăla. Vine o vreme. Senilului află tot timpul noutăți. Nu. Nu, da, dacă le auziți de mai multe ori, știu că nu vă deranjează, așa că hai să le mai auzim încă o dată pe cele de data trecută. Doare pilarea cu ceară. Depinde de zonă. Păi stau în București. Doi tinerei trecuți de 70 de ani se întâlnesc și întreabă unul pe celălalt. Auzi, tu cum stai cu femeile? Fai. Nu bine, dar dacă întâlnesc pe una așa, cu care să-i placă moale, o nebunesc. Fato, ce cadou ai primit de ziua ta? Păi uite-te pe geam. Vezi Mercedesul ăla S600 Blomaren? Da, foarte mișto. Am primit un tricou exact culoarea aia. Se duce o tânără la bunică să-și pregătea asta de noapte, cum îi zice,
Cămașa, da, așa. Cămașa de noapte, pentru noaptea nunții. Zice, bunico, dantela, unde s-o cos? La gât sau la jos aici, la genunchi? Auzi, maico, coas-o unde vrei, că tot la gât ajunge. Am sunat la fosta și mi-a răspuns iubitul ei. Așa că a trebuit să improvizez. Așa că l-am convins să-și facă abonament la Orange. O să sune și altul de la Vodafone, de la Telecom, de la Digi. Important că a știut să improvizeze, nu s-a pierdut omul. Important. Da? Și că mi-am cumpărat cartea Învață germana în 10 pași. Mincinoșii dracului de 3 km merg și tot n-au învățat nimic. Vă rog să-mi dați ceva pentru viermi intestinali. Pentru adulți sau pentru copii? Păi, domnule, de unde să știu eu ce vârstă au? Știi că mie îmi plac cel mai mult din toată vestimentația pantofii, știi? Dar știi de ce? Știu. De ce? Nu știu. Oricât mânci, nu scap blugii. O blondă lovește un automobil și se dă șoferul nervos jos din mașină. Mă, măcar ai permis, ai dat examen pentru permis. Oh, de mai multe ori, nu ca tine. Femeia nu joacă cum cânti tu, așa? E posibil să ai fluierul prea mic. Să nu cânti bine. Hai. Aveți deja 5 copii. De ce ați mai făcut 2? Păi ne-au mai rămas pampers. Scutece, nu? Scutece de unică folosință. Da, exact. Ci că sună soțul acasă. Auzi, draga mea, a terminat instalatorul. Ho-ho, deja de 2 ori. Chirurgul îi spune preotului: dacă insistați, să știți că vă operez astăzi. Da, vă operez, dar să știți că eu astăzi nu cos, că e sărbătoare. El cu ea stătea în pat și el zice: draga mea, ai chef de una mică? Păi ce să facă, oricum alta n-avem. Șeful către subaltern: Mă, dacă sunteți proști și uitați, notați-vă într-un carnețel, că eu așa fac. Tati, să știi că profesoara de matematică mă persecută. Ei, n-acum așa te persecută. Păi simplu, să vezi ce mi-a făcut la ultima oră. M-a pus să fac o piramidă. Păi și ce ți-o, faraon? Fain, nu? Ia auziți unul mai fain. O bătrânică se adresează unui tânăr: tinere, de ce tot îmi faci cu ochiul? Îmi faci cu ochiul mereu. O, doamnă, mă scuzați, am un tic nervos. Nesimțitule, și eu îmi făceam deja planuri. O babă, pardon, o tinerică mai în vârstă merge pe calea ferată și la un moment dat se aude în spate trenul șuierând, știi, la care baba ce zice: vagabonzilor, voi credeți că eu întorc capul la orice fluierătură? Hai. Și rubrica Psihologul ne răspunde, de data asta am pus o întrebare. Întrebătoare. Așa. Când îți dai seama că se termină o relație? Bună întrebare. Să vedem răspunsul. Când consider că o relație este consumată? Din perspectiva nevoilor, din perspectiva nevoilor relaționale, atunci când nevoile de siguranță, de validare, de iubire, de identitate, de uitare înspre celălalt, adică a te uita înspre celălalt, nu mai sunt satisfăcute de către partener. Și atunci omul pleacă în căutarea unei altele relații, posibil cu un deficit al acestor nevoi relaționale neîndeplinite, nesatisfăcute, în speranța sigur următorul sau următoarea îmi va da exact ceea ce eu nu am avut satisfăcut. Dar nu cred că există o rețetă a îndeplinirii, a satisfacerii tuturor nevoilor relaționale. Și cred că din nou ajungem la conștientizarea noastră
că reușim să ne satisfacem aceste nevoi noi înșine până la un punct, iar de acolo înainte să fim realiști și să reclamăm din partea celuilalt, ce poate fi partenerul nostru, atât cât poate și el să dea pentru a realiza acel tot relațional, dacă putem spune așa. Bunicul împlinește 80 de ani. Bunica se duce la el. Dragul meu, la mulți ani de ziua ta și să știi că am două vești pentru tine. Una bună, una rea. Cum să încep? Păi cu aia bună, normal. Păi da, uite, de ziua ta ți-am pregătit o stripteză. Wow! Asta da veste. Da. Și ce are ea? Păi ce are ea? E că stripteza e o fostă colegă de-a ta de general. Mă pregătesc de vacanță, știi? Anul ăsta mă duc. Anul ăsta mă duc în Bermude. Da. Și în șlapi. Da. Și am fost la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara la o expoziție inedită. O expoziție de pictură, un debut în zona aceasta de activitate a unei doamne. Mi-a plăcut titlul acestei expoziții, Locul unde au înviat bunicii. Oh, ce frumos! Pictură frumoasă cu amintiri din copilărie, dar nu de Ion Creangă. O să vedeți autorul în minutele următoare. Artist, artist. Deși s-a oferit în repetate rânduri în ultima vreme să expună în diverse galerii, parcă ne-am întâlnit pe aceeași lungime de undă cu acest superb titlu, Locul unde au înviat bunicii, ca cel mai bun loc pentru un asemenea conținut să fie locul în care chiar învie, în exact. Inima noastră, în sufletele, în memoria noastră, bunicii, Muzeul Satului Bănățean. Această pictură a Adinei, care va fi prezentată de Robert Șerban, este una care include multe, multe substraturi sufletești, nu doar memoria și opusul însingurării. Dacă vă uitați atenți, ea are grijă să spună o poveste și anotimpurilor. Am văzut și iarnă, am văzut și primăvară, și vară, și toamnă în toată povestea asta ei. E o surpriză pentru mine, deși tot de pe Facebook aflasem că de ceva vreme pictează, am și văzut câteva lucrări. Una e să vezi intermediat de imagine și alta e să le vezi pe viu. Surpriza e cu atât mai mare cu cât Adina aglutinează în ce expun aici o mulțime de influențe, de stiluri și totuși rămâne ea. Da, așa e la debut. Așa e la debut. Îl vezi și pe Van Gogh, îl vezi și pe Klee, îl vezi și pe Pollock, îl vezi și pictură naivă, vezi și pictură solară, vezi și expresionism acolo în stânga, vezi și impresionism. Dar tocmai melanjul ăsta de influențe face din ea să fie o pictoriță atipică. Și faptul că se ia foarte în serios, pentru că iată, să expui, să ieși din propria sufragerie, atelier, bucătărie, nu dau seama unde lucrează, chiar unde lucrezi. Remote, la mine acasă. Aia acasă, da. Și să expui, și la firmă, bineînțeles. Și să expui într-un spațiu cumva care te obligă, mai ales când vii cu un titlu ca ăsta, care înseamnă și o rememorare a copilăriei. Ce place la Adina? Îmi place solaritatea. E un pictor solar. Ea e o ființă care iubește lumina, care iubește zarea, care iubește cerul, care iubește
câmpia care iubește personajele, pentru că dacă o să vă uitați atenți în fiecare dintre ele, inclusiv în, am aflat că de fapt tabloul de acolo nu e un Dapre Van Gogh, nu e un cer al lui, ci că e o zupă bănățeană în care fiecare dintre noi, nu e așa, mai devreme sau mai târziu, eu mai târziu, ne oglindim măcar o dată pe săptămână, duminica, când băgăm lingura prin ea și vedem acolo universul întreg și pe noi înșine, pentru că... Ca un blid de stele. Ca un blid de stele, așa și e, dacă, mai ales dacă găina a fost bătrână, exact, cu supa e cu atât mai bună. Ce să vă spun, mă bucur că o însoțește și Cami, și Borco, și Goran, și Gabi, și dumneavoastră toți, pentru că trebuie însuflețit orice artist care debutează și care, iată, își recunoaște influențele și nu poate să nu fie altfel. El a făcut o facultate de profil, dar câteodată talentul și intuiția și sagacitatea suplinez lucrurile astea. Și a chemat, noi așa, sprijinii, pentru că la rândul lor bunicii sunt aici, unul dintre bunicii celor doi copii aici. Spațiul copilăriei e un spațiu... Și copiii sunt în tablouri. Și copiii sunt în tablouri, iată. Și tu ești în tablouri, bănuiesc da. Că... Da. Nu, tipa, nu... La 40 de ani, da. Nu le văd din spate, ci chiar tu ești la 40 de ani. Cu trimitere renașcentistă la... Da, da, Leda de asta spun. E un întreg repertoriu vizual. Lumea de aici, lumea de dincolo, nu era atât de bine delimitată cum încercăm noi acum să o percepem. Bunicile aveau tot timpul un ritual de făcut pentru orice, care lega lucrurile, care lega lumile. De asta am unele tablouri, de exemplu, sunt niște simboluri care fac legătura între lumi, ferestrele, da? Prin fereastră pleacă sufletul mortului. Azi noapte nu puteam să dorm și am început să număr oile. Da, și a fost foarte bine. Nu ale noastre, nu? Nu le, n-ai care, trezit, care sper nu că n-ai trezit oile, să te rog. Nu, nu, deci nu m-a apucat somnul și am început să număr oile și a fost foarte bine până când a venit unul și a vrut să cumpere brânză. Da, frumos. Știi că a apărut în România mersul trenurilor 2024, dar numai ora de plecare. Nu se știe când ajung. Foarte bine, uite, surpriză. Bună idee. Surpriză. Continuăm cu povești de viață de la prietenii noștri de la Schwabenhaus, Diana Lenauheim, acolo unde aproape de fiecare dată când mergem întâlnim oameni care au ceva important de spus. De data asta am pregătit o poveste de viața unei picolițe. Wow, ce fain! Care m-a întrebat pe mine așa, amintindu-și... Ce serviți? Nu, nu. Care m-a întrebat, probabil că știți la Palace cum era. Și eu ce să zic? Da, știu, deși... De ce nu știi cum? Nu, eu știu, că n-am fost la Palace. Eu n-am fost la Palace și până m-am dus eu n-am mai fost. Ce vremuri. Acolo s-a căsătorit mama cu tata. Păi vezi? Păi da, dar n-am fost. Nu m-au chemat. Bă, ce oameni, bă! Nu te-au chemat? Bă, ce oameni! Mi-a văzut o știre ziar, nici... Nicoleta Voi, care a fost invitată la nunta lui fiu-su. Numai că ei nu știau că nunta fiului meu a fost acum 17 ani, nu acum. Și când ai fost chemată, deci... Păi, dar eu i-am făcut nunta, așa. Eu n-am fost, eu sunt revoltat, dar asta este o veste pentru știrile, dragi realizatori de știri. Vă rog, Alin Bagiu nu a fost invitat la nunta părinților lui. Drăguț. Să-i fie rușine. Da, da. Haideți să vedem povești de viață. Suntem la rubrica emisiunii noastre care se numește Povești de viață. Da. Și m-ar interesa pentru început să ne spuneți cine sunteți, de unde sunteți, de unde și când ați venit aici. Da. Mă numesc Ciulidia și am stat în Timișoara 30 de ani. Când am ieșit la pensie, am plecat la sat
Bobdea, Comuna Cenei, județul Timiș. Povestiți-ne un pic din trecutul noastră profesional, în principiu, cu ce v-ați ocupat, ce școală ați făcut. Da. Am făcut 8 clase și mai multe cursuri de calificare. Uh-huh. În ce domeniu? Am fost și ospătară la palaț, am lucrat 2 luni la bijuteria, dacă știați că înainte eram acolo și acolo pe colț, și bijuteria aia, nu mai știu cum i-a zis, că acolo numai 2 săptămâni am putut. Și eu aveam buletin de țară, n-aveam de, era mai tânără, n-aveam de oraș. Și așa au venit când să dăm examenul, am făcut practică pentru să fiu bijuteră. Au spus că nu mai putem să dăm examen numai cei care sunt cu buletin de Timișoara. Și am pierdut, n-am mai putut să intru să fiu, n-am avut buletin de oraș atunci. Și ce ați făcut? După aceea, m-am dus la palas. Acolo am început tot de jos, tot. Ne-au învățat picoliță. Prima dată am fost prima în restaurantul palas, picoliță, că nu s-a angajat. Pe mine m-a angajat prima dată. Și învățam, ajutam pe toți ospătarii cât puteam, cu farfuricul, ce aveam de dus acolo de făcut. Și mă ales, așa am învățat. După Revoluție v-ați angajat la palas? Mai înainte, mai când înainte. Aveam 17 ani. 17 ani? Da, atunci m-am dus acolo cu o cunoștință și cu tata și era șeful de unitate. Și-a vorbit și-a spus, noi nu putem să o luăm că are numai 17 ani. Până la 18 ani, la 18 ani îi facem carte de muncă. Că nu era la 17, ci era 18. Uh-huh. Tata a zis, nu-i nimic, domnul. Și eu am spus, un an, nu te spun, o să zic, dar nu pot să te plătesc. Dar dacă vrei să înveți, vină. Și m-am dus un an de zile, că nu era problema, bani aveam. Tata era cioban, ne ținea cu tot. Și a spus, domnule, nu-i nimic, a vine un an ca să învețe. Și mergeam, m-a arătat toți ce să facă, nu eram singura între ei, era un spital mai în vârstă. Acolo am lucrat 32 de ani. 32 de ani, da. Extraordinar. Povestiți-ne un pic dacă au fost și momente dificile acolo. Păi cum să nu fie? Pentru că trebuia să știi că acolo, noi așa ziceam ospătarii, că venea numai spuma. Adică ce mai deștepți, că nu-și permiteau oameni de rând să intre, pentru că acolo la început era restaurant de elită, știi ce aia, numai domn, doctor și care scăpa și ei îmbrăcat, dar acolo trebuia să ai o ținută. Când intra, când am început, era un general așa, bare la ușă și se uita la tine. Dacă nu aveai cravată și costum, nu intrai. Sau el mai schimba câteva vorbe, nu-ți dădea voie. Dar dacă aveai cravată și asta și femei nu, dar frumos îmbrăcate și asta, că e de elită fost. Și atunci el ducea până la ușă, noi ospătarii duceam până la mese unde voia să ia loc, să mânce. Veneați de la sat, acolo erau oameni educați. Cum ați făcut față provocării? Asta e foarte, m-a plăcut mult să vorbesc cu lumea. Și să ascult, erau oameni, v-am spus, pum, așa i-am zis noi, mai pe parcurs, intrau după aia și alții, s-a făcut în palat, nu mai fost de elită. S-a făcut braseria aia, intrau cine, fum, nu mai fost așa de elită. Am înțeles despre viața profesională. Da. Ce-ar fi interesant de povestit frumos din viața dumneavoastră personală? Care sunt amintirile frumoase? Amintirile frumoase, da. M-am căsătorit la 20 de ani cu sergent major în armată. Și după 5 ani ne-am despărțit.
pentru că eu eram tot pe ziua acolo, mai ales de la 8 până la ora 5-6, eram la lucru. El scăpa mai repede. Copiii n-aveam, nu se să ducă, se duce la Casa Armate, acolo era unde se duceau, că nu îmbrăcați în uniforma asta de militar, nu puteți să intre la noi. Am despărțit după 5 ani, am rămas la 22, dar mai întâi am avut și o fetiță, la 20 de ani. O fetiță cu el. Și fata m-a crescut o mama până la 5 ani jumate, că nu puteam să mă descurc, că era mai mult la servici ca acasă. Și m-am descurcat. Am căsătorit cu al doilea bărbat, Boia Tiberiu, și cu o să-mi stat 9 ani jumate. A zis, am vrut, el a zis, hai, că a venit sora mea din America și a stat în Ungaria, vină să ne căsătorim și nu, dacă împlinesc 10 ani cu tine, ne căsătorim. Ce n-a fost? A venit una de Olteni, a spus, uite, Lidia, eu știu să fac cu el ce n-ai făcut tu. El știe, zic, de toate să facă și l-am întrebat atunci, zic, cum e TV? Nu era rău, nu era un pus sangiu așa, nu, ia modus, de ce are vie? Și noi aveam la țară, dar nu așa mult, aia avea nu știu cât, așa zice, are mult vin. Și am plecat. Privind retrospectiv în viața dumneavoastră, ce ați face diferit? Ce ați schimba, dacă ați putea? Acum? Da. Acum, sincer să spun, m-a plăcut mult să lucrez la vaporul. Am fost ca niște contabili, șef, trebuia să știi că era foarte greu în timpurile alea. Student ia o bunicuță. Mergând pe drum, socializează, vorbește la un moment dat studentul, șofa. Vai de mine, dar câte curbe aveți aici în sat la dumneavoastră. Da, da, și câte s-au dus la oraș. Deci cauză... Auzea bine. Măi vecine, cum a fost concediu în Grecia, vă 7 zile extraordinar, extraordinar. 3 zile pe drum și 3 zile în vamă. Rețeta săptămânii... niște crumbi umpluți cu carne tocată. Foarte când fain. N-ai varză, cureți crumpii, așa le faci o gaură și ai făcut un fel de sarmă cu crumpi. Hai să vedem rețeta Nicoletei. Găsit, dragilor, vă propun o rețetă arătoasă, gustoasă și nu foarte complicată. Mi-am pregătit ingredientele și o să vă spun ce facem cu ele. O să preparăm cartofi umpluți cu carne, lângă ele am să pun, lângă acești cartofi umpluți cu carne, am să pun o salată de castraveți. Dumneavoastră puteți să puneți murături, salată verde, orice altă salată doriți. Am să fac și un sos de brânză. Nouă ne place sosul alb, mai mult decât sosul de roșii. Dar să vă explic ce avem aici pe masă. O ceapă tocată mărunt, așa ca pentru ciorbă, ca pentru sarmale, frunze de pătrunjel tocate mărunt, un pahar de bulion, suc de roșii de casă, câteva feliuțe de ardei roșu pentru decor, carne de pui, piept de pui măcinat. Puteți să folosiți orice fel de altă carne doriți sau vă place. Brânză, eu am aici grana padana. Așa. Și mirodenii. Piper, poia dulce, oregan, cimbru și, bineînțeles, sare. Mi-am pregătit câțiva căței de usturoi, cubulețe de unt
smântână alimentară și, bineînțeles, cartofii, pentru că ei sunt elementul principal, pe ei îi voi umple și am să umplu și aceste jumătăți de ardei. O să vedeți compoziția aceea și era păcat să nu vă arăt cum fac și acest lucru. Aici avem pesmet. Pentru orice eventualitate, vreau să vă vând un secret, doamnelor, celor care stau în bucătărie. Când un sos vă iese prea subțire sau o compoziție cu care vreți să umpleți ceva, puteți să vă ajutați de o lingură, două de pesmet, ca să-l îngroșați. Dar eu zic să ne apucăm de treabă și o să vedeți cum prepar acești cartofi. Mi-am lăsat un cartof să vă arăt cum îl tai. Pe ceilalți i-am pregătit deja, uitați, arată așa. Da? Deci, îi tăiem prima dată în două. Așa. Și apoi ne folosim de o linguriță ca să îi scobim puțin, să facem un loc pentru umplutură, pentru compoziția de carne pe care o să prepar. Acești cartofi vor fi puși la cuptor prima dată. Am pus cuptorul la preîncălzit la 200 de grade și o să-i las în cuptor, în tavă. O să-i un puțin cu ulei ca să nu fie foarte uscați. O să-i pun în tavă pentru 20 de minute la 200 de grade. La fel am să procedez și cu ardei. O să-i pun în tavă și o să-i pun în cuptor. O să fie acoperiți ca să se pătrundă mai repede. Uitați ce bine arată, da? E o operațiune ușoară pe care o puteți face și dumneavoastră. Așa arată, da? În timp ce cartofii și ardeii stau la copt, am să prepar compoziția. Adică, prima dată pun în tigaie ceapă la prăjit, se dinstuie ușor în foarte puțin ulei și apoi carnea și celelalte condimente și preparatele care le am aici. Haideți să ne apucăm de treabă! Mulți de mine nu au loc, la 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 la. Pare că am dat ca numele foc, la 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 la. Parcă de când m-am născut, la 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 la, numai rău le-am și făcut, la 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 la. Doamne, mulți dau loc de mine, la 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 la. Măcar de le-am făcut bine, la 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 la. Îmi cântă cântările, la 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 la, și-mi blastă măzălile, la 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 la. Mulți de vie m-ar mânca, la 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 la. Dar-și muri s-ar bucura, la 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 la. Dar până nu mor mai vreau, la 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 la, nici ce cântării să le dau, la 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 la. În vreți să mă pomenească, la 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 la, și de minte să amicească, la 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 la. Ceartă între soț și soție. Ești un nesimțit. Și știi ce-i culmea? Partea mai înaltă a dealului. Da, omul pregătit. Întotdeauna cu răspunsurile potrivite și în același context cu mersul trenurilor care afișează doar dus. Eu am acum o problemă. Noi ăștia duși cu pluta. Cum aflăm când avem trenul înapoi? Că mergi cu pluta, dar nu te mai poți întoarce, da, da, da. Trebuie să te întorci cu trenul. Și am fost la Dumbrăvița, acolo unde, în piața volantă, pentru că Dumbrăvița e atare o piață volantă și frumoasă, am văzut-o pentru prima dată, am fost acolo lângă stadion, niște oameni inimoși, pe frigul ăsta crunt, a bătut un vânt, au creat un târg de mâncare, de papa bun. Și mi-a plăcut mult, am și mâncat un cârnaț. Am primit în dar un cârnaț.
de la domnul Paul. Și nu mi-ai spus. Păi am uitat. Am zis să nu-ți fac poftă. Ai uitat ce ai mâncat. Hai să vezi. Că oricum am filmat, deci tot se vede. Să vedem de la târgu Papa Bun, așa, e, așa s-a numit, de la Dumbrăvița. Aveți și ce vă propuneți poate pentru următoarea perioadă și cât de greu e totuși să... Păi lucrez eu și ginerele meu. Avem 110 familii de albine în prezent și vrem anul ăsta, dacă ne ajută Dumnezeu, să le dublăm. Câte feluri de produse aveți, dacă țineți în minte, sau categorii importante, ca să le părțim totuși pe categorii, că văd foarte multe. Avem baza de nectaruri, avem cam în jur de 10 soiuri de miere de albine, polen și amestecurile care le facem pe bază de produse apicole. Este o activitate din care se poate trăi, că nu vorbim despre îmbogățire, dar despre trai, se poate asigura, o familie poate să-și asigure trai? Să vă spun sincer. Sincer. Noi ce am strâns peste iarnă, am investit acum în primăvara asta în albine și avem o cheltuială undeva în jur de 50.000 de lei. Și atunci ce vă mână în lupta asta? Și iubirea pentru ele, tot ce fac, fac cu drag, cu suflet. Îmi iubesc albinile și iubesc ceea ce fac. Mi s-a propus să fac la Angro, de exemplu, lumânări pentru biserică. Nu pot. Mie în fiecare bucățică e o parte din sufletul nostru. Noi suntem din Buzău, facem o băutură de miere de albine, miet sau hidromel, zice. E cea mai veche băutură, dar totuși varianta noastră e un bebeluș așa al industriei, pentru că nu s-a putut face cu alcoolemie mică. Până acum îl făceau ca un vin ca să poată să țină. Și noi de un an jumate suntem pe piață, am găsit varianta asta în Anglia, într-o plimbare, și de atunci ne-am tot jucat. Din 2000 tot am fermentat, am găsit rețetele și anul trecut am reușit să terminăm fabrica și să ducem pe piața noastră. Și anul... de acolo până la Dumbrăvița noi, cam mult totuși. Da, suntem prieteni cu organizatorul. Da, și am mai venit în Timișoara și am fost foarte bine primit și de atunci, de fiecare dată când găsim vreo oportunitate, venim aici să mai cunoaștem oamenii. Să mănânc și să beau. Astea sunt două lucruri. Bucătarul care nu mănâncă bine și nu bea bine, ori bolnav, ori are o altă problemă. Știți cum zic? Haideți să vă arăt ceva. Nu spuneți la nimeni. Hai la masă. Celene, cum să zice celene? Două degete, cu două degete. Pac. Așa, și după aia. Atât. Sunt doar două mișcări. Nu trebuie să faceți mai multe. Salut, dragii mei. Eu sunt Sebastian Paul și sunt coordonatorul brandului Bucătăria lui Paul. Am pornit acum 10 ani într-o excursie extraordinară care se numește Bucătăria, Gastronomia. Am avut șansa să lucrez lângă niște oameni excelenți care m-au virusat și de atunci n-am mai putut să plec în acest domeniu. De ce fac acte calitabile? Pentru că mi-a dat bunul Dumnezeu mai mult decât trebuie. Și atunci se spune și în Biblie, atunci când ai prea mult, lărgește masa și oferă tuturor. Este plăcerea mea, eu nu fac mâncare pentru mine, eu fac mâncare pentru voi și cea mai mare plăcere atunci când faci mâncare este să-i vezi pe ceilalți că se bucură de preparatele tale. Soția se întoarce de la shopping. Iubitule, am două vești pentru tine. Aia e că ți-am cheltuit toți banii. Și aia bună e că te iubesc și așa, sărac. Tati, ciorba asta îi și amară și rece. Păi ți-au făcut o măta și-au pus suflet în ea. Sufletul ei... Și am pregătit interviul săptămânii cu un om pe care eu îl apreciez foarte mult.
și pe care l-am cunoscut în urmă cu ceva ani într-o anumită conjunctură, dar cu care abia acum câteva zile m-am întâlnit la Timișoara. E vorba de... Reîntâlnit. Nu, m-am întâlnit prima dată, nu m-am reîntâlnit, noi ne-am întâlnit la telefon, știi? Ah. Ne-am întâlnit de mai multe ori la telefon, dar față în față, prin față către față, cum zice și el prima dată. E vorba de Mihail Neamțu, care mi-a răspuns la câteva întrebări. Dacă toți suntem în zona de ne pregătim cu votatul și cu alesul și cu asta, nebunia asta, mi-a pus câteva întrebări referitoare la omul Mihail Neamțu și de ce caută prin zona asta destul de tulbure a politicii românești. Interviul săptămânii. Un om cu carisma ta, cu expertiza ta, cu experiența ta, cu posibilitățile tale, sociale, profesionale și umane, de ce ales politica? Politica este, din punctul meu de vedere, darul cetățeniei și al, până la urmă, unei vieți conștiente de posibilitățile unei alegeri zilnice, într-o direcție bună sau rea. Cine cunoaște puterea aceasta fantastică pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a alege, a liberului arbitru, nu poate să disprețuiască politica, fiindcă din 4 în 4 ani, asta este felul nostru occidental de a gândi politica, din 4 în 4 ani noi hotărâm să delegăm puterile noastre cetățenești unor oameni care, cum ar trebui să se întâmple, sunt chemați să ne reprezinte. De cele mai multe ori ei pretind că ne reprezintă, ei reprezintă o agendă străină de interesul cetățenesc. Și dau câteva exemple. Ei ar trebui, de pildă, când merg la Bruxelles sau când merg la București, acești reprezentanți ai noștri, să se întrebe mereu ce zice cetățeanul, ce zice cel care m-a trimis aici, ce zice nea Gheorghe sau tanti Mariana despre faptul că am crescut taxele și eu spun că sunt un om de dreapta, ce zice mama unui copil de 7 sau 8 ani când ea află că ideologia de gen, adică posibilitatea schimbării hormonale și chirurgicale a fiziologiei masculine sau feminine, este îmbrățișată deschis de către niște pedagogi de modă nouă ai neomarxismului sau sexomarxismului contemporan. Dacă ai avea în minte cetățeanul, omul de bun simț, care te-a trimis și care îți plătește prin taxe și impozite salariu, în fiecare zi, tu ca politician, nu ai face aceste porcării, iartă-mă, dar asta e cuvântul potrivit, care se fac sub ochii noștri. Din ce în ce mai mult observăm în ultima vreme, în ultimii 15-20 de ani, a apărut noțiunea de globalism. În loc de patriotism, avem ce? Globalismul, care este o doctrină a celor care cred în autonomia instituțiilor transnaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății, Uniunea Europeană, de ce nu, chiar instituții financiare, precum Banca Mondială sau IMF, Fondul Monetar Internațional. Toate aceste entități internaționale au ajuns să aibă o mai mare valoare și greutate în ochii experților și în ochii politicienilor decât preocupările oamenilor de rând. Avem o nouă paradigmă care funcționează. Și atunci, când spunem să ne luăm țara înapoi, când spunem să revenim la agenda cetățeanului, să revenim la agenda poporului, nu spunem, nu știu, niște sloganuri. Noi chiar cerem ceva concret. Să fim luați în seamă. Bunicul meu, în anii 30, 1930, acum 100 de ani aproape, n-a putut face mai mult de 10 ani de școală. Că așa erau vremurile. Dar a fost un om de mare cinste și omenie. Nu și-a propus niciodată să fie primul ministru. În lumea bunicului meu, prim-ministru României era Iuliu Maniu, cu doctoratul, dacă nu mă înșel, la Budapesta. În lumea bunicului meu, Ionel Brătianu, prim-ministru, în 1927 a murit, făcuse în doar 4 ani de mandat 2500 de școli. În lumea bunicului meu și probabil a bunicilor tăi, regele Mihai, uite, se vede, să sper, în spatele nostru, a ctitorit o catedrală. Această biserică a fost plătită și din banii familiei regale. Mihai era un tânăr, avea 27 de ani. Aici a și căzut o bombă, dar se pare că nu a explodat. Fabulos, o minune. Și Catedrala Ortodoxă din Timișoara este rezultatul iubirii pe care regii României au avut-o față de Dumnezeu. Gândește că Ferdinand a construit în 9 luni de zile Catedrala Reîntregirii Neamului, putem spune, de la Alba Iulia. Gândește că în 36, dacă nu mă înșel, s-a construit o catedrală ortodoxă la Cluj și tot atunci, în 36-37, o catedrală la Orăștie și încă o catedrală la Târgu Mureș. Deci,
înaintașii noștri au avut grijă să înfrumusețeze comunitățile noastre. Și uite ce vedem. Spune-mi și mie, te rog, o clădire, una singură, monumentală, construită în București după Revoluție. Nu avem o filarmonică. A, avem catedrala, corect. Dar aia e făcută de un om gospodar bănățean, culmea, plecat din apropierea Lugojului, pe numele său Daniel Ciubotea, patriarh al României. Este un proiect privat, până la urmă. Biserica este o entitate privată. Dar în rest, noi nu am văzut absolut nimic monumental construit de acești mameluci care pur și simplu nu au dragoste de popor. Cum s-ar putea transforma mediul politic în așa fel încât atractivitatea pentru oamenii cu bun simț? Am pus acest fular pe gât și mi-am luat cea mai mare cantitate de ură, probabil din ultimii 20 de ani. Niciodată n-am fost detestat și urât mai mult pentru că am îndrăznit să-l pun aici, uite, pe Ștefan cel Mare. Am fi putut avea și fularul cu Mihai Viteazu, da? Pentru că am îndrăznit să-l pun pe Mihai, pentru că am îndrăznit să-l pun pe Ștefan la gât, mi s-a spus că sunt un extremist, că sunt un xenofob, că sunt un fundamentalist, când de fapt și de drept noi am crescut cu ei. Când de fapt și de drept, până acum 20 de ani, noi ne lăudam cu ei. Revenind puțin la atractivitate, eu nu vreau să spun multe lucruri, dar în fața ta și în fața mea sunt imagini ale unei românii superbe și atractive. Orașul cu flori, Timișoara, orașul rozelor. Orașul acesta european, prin excelență, este foarte atractiv pentru oameni care vin din India, care vin din Pakistan, care vin din Sri Lanka și nu avem nimic cu ei. Ei vin să muncească, câte vreme ei vin și muncesc legal, e în regulă și înseamnă că țara asta e frumoasă. Eu zic că România ar putea să fie o Elveția. Contextul generativ, da? Pentru viitor și pentru speranță. Asta este. România este o țară absolut incredibil de frumoasă. Eu consider că România, prin tot ceea ce Dumnezeu a pus aici, în sine este atractivă. Ce nu avem ca element de atractivitate este administrația, adică politicul. Politicul, din păcate, a alungat autohtonii și a atras alogenii. Problema mea nu este cu alogenii. Deci, pe cei care vin din spațiul, iată, extraeuropean sau pur și simplu asiatic și nord-african sau subsaharian, eu n-am nimic cu ei. Să se înțeleagă clar, din punct de vedere antropologic și uman, sau chiar și cultural. Eu am un regret doar că acești oameni care vin și sunt săraci, ei vin și mențin nivelul foarte jos al salariului, minim de cele mai multe ori, pe economie, oferit clasei de mijloc care e pe cale de dispariție în Europa și în România. Deci, tu când aduci un tip din Sri Lanka, tu îl condamni pe românul jet by jet, autohton, să se mulțumească și el cu foarte puțin. La urma urmei, România are nevoie de o populație care să înlocuiască populația plecată. Și din păcate, această populație nu va fi nici europeană, nu va fi nici creștină, va fi o populație mixtă, după modelul turnului Babel, și sunt printre puținii politicieni care spune aceste adevăruri dureroase, anume că ne îndreptăm spre un tip de metisaj demografic foarte periculos. Eu cred că se va simți foarte rău România în următorii 20 de ani dacă nu oprim acest proces. Între minte, suflet și tupeu, care ar fi principalele abilități ale unui politician de succes în România viitorului? Acum aș vrea să am un discurs constructiv, nu vreau să fiu doar nemulțumit de actuala clasă politică. Eu cred că îți trebuie îndrăzneală, chiar nu aș spune obrăznicie, dar o asertivitate, o prezență masculină aici, aș spune foarte, foarte ușor de observat și de notat. Fără această asertivitate, fără această masculinitate, fără această prezență vocală în spațiul politic, nu te vezi, nu te auzi și nu contezi. Tăcerea celorlalți trebuie încadrată la rubrica complicitate. Dacă tu ai o mamă care primește o factură pe care scrie 2500 de lei, plată pentru o lună de încălzire a unui apartament de 80 de metri pătrați și pensia acelei doamne, acelei femei, este de 2900 de lei sau de 3000 de lei, cum să nu strigi durerea acelei femei chiar și chiar și în Parlament? Grofii de astăzi, da. Elita asta pe care eu o numesc nomenclatura tranziției, pur și simplu nu resimte această durere. Suntem ceea ce suntem și avem conducătorii pe care avem și datorită contribuției sau lipsei de interes pe care am manifestat-o în ultimii 30 de ani. Cum vezi tu România pe care ți-o dorești și cum va arăta românul pe care tu l-ai construit astăzi, dacă ai putea? Pentru că lucrurile pleacă de la noi, până una alta. România mea și a ta este România în care ne simțim bine și din care nu mai vrem să plecăm.
Este România în care Paștele este în continuare însoțit de strigarea sau, dacă vrei, de salutul Hristos a înviat. Este o Românie în care Crăciunul este în continuare marcat prin amintirea magilor și mai ales a pruncului Iisus. Este o Românie în care poți să te plimbi pe stradă fără să-ți fie frică că vei fi agresat. Este o Românie în care o fată de 18 ani, frumoasă și cochetă, poate să se plimbe, să plece la operă sau să meargă la filarmonică și să revină într-un spațiu urban ca acesta din Timișoara, fără să se teamă că va fi violată. Este o Românie în care cineva care vrea să-și întemeze o familie la 25 de ani știe că la 35-40 cel târziu și-a plătit deja, să spunem, dările față de bancă și este proprietar. Este o Românie în care a face o afacere, un business, trebuie să fie o chestiune simplă, care să dureze maxim 24 de ore dacă așa hotărăști tu să îți înființezi o firmă în mediul online. Este o Românie modernizată în care ar trebui să avem o infrastructură feroviară care să te ducă de la Timișoara la București în 3 ore jumate, 4 maxim. Aș vrea să văd o țară în care la 10.000 de locuitori abia avem o primărie. Este o țară în care eu aș vrea să văd politicienii că nu mai au atâtea privilegii, ci dimpotrivă că se plimbă ca și în Elveția sau poate și în Olanda cu bicicleta la serviciu. Aș vrea să văd o Românie în care a fi om cinstit nu presupune deloc umilință din partea nimănui. E o Românie la care visez și în care copiii aș vrea să fie o prioritate. Există o Românie în care aș vrea să văd nu că pensiile speciale, ci că bursele pentru cei foarte străluciți sunt un obiectiv. Există o Românie pe care eu o presimt ca fiind foarte, foarte aproape de noi, în care foarte mulți occidentali, oameni din, iată, Franța, Germania, Anglia, se vor simți foarte bine și vor hotărâ să-și facă vacanțele aici. Va fi o Românie în care în Munții Apuseni mulți galezi sau scoțieni vor decide să-și construiască o cabană. Va exista o Românie în care sper eu să avem plăcerea, efectiv plăcerea, de a petrece cât mai mult timp, pentru că deocamdată turismul în România suferă tot din pricina infrastructurii. Visez la o Românie din care nu se mai taie cu nemiluita, se taie lemn de mare calitate, stejar foarte valoros pentru a face tot soiul de mobile pentru export. Și visez la o Românie în care geniile, sfinții și eroii sunt la loc de cinste. Voi în Moldova, în fiecare zi beți de dimineață? A, nu. Nu. Duminica bem de vineri. Vineri pe la 12, așa că e vinerea scurtă. Păi așa beau oamenii buni. O blondă vine acasă și spune: dragul meu, dragul, vreau să-ți povestesc ceva. Mi-a spus un coleg astăzi la lucru un banc atât de tare, trebuie să ți-l spun, am râs de a-mi căzut din pat. Și am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Probanat. Încheiem tot cu muzică și v-am pregătit un interpret bănățean autentic de la Munce, de pe Valea Cernei, care nouă ne place și ca om și ca interpretare și ca, până la urmă, efort pe care l-a făcut și îl face în continuare pentru păstrarea autentică a folclorului bănățean. Ghiță, Călțun și Brancu. Numai unu, nu-s trei. Frumoasă mireasă mână droiești, dar și nunta noastră e ca-n povești. Nu știu mai mult și-aș putea avea ca pe cine o viață alăturea. Îndroiești soarele meu, ai fost și ai să fii mereu. Soarele frumos, cald și luminos. Ești lună pe șersănin, îngerul la piept și-l țin. Ce când sună sărat, însă o vegera. Thank you.
în soba mare ce scobori și pășești mândru numai pe flori. Nu-i buchetul și cu drag ți-l dau, ca mireasa și geaca s-o iau. Mândroiești soarele meu, ai fost și ai să fii mereu, soarele frumos, cald și luminos. Ești lună pe șersănin, îngerul la piep și-l țin, ce când sună sărat, când s-o vegerat. Sucat mândruț-o pe ascuns, azi toți văd că la altar ce-am dus. Am ascuns-o dragoste de-un sat, azi la nuntă pe toți i-am chemat. Mândroiești soarele meu, ai fost și ai să fii mereu, soarele frumos, cald și luminos. Ești lună pe șersănin, îngerul la piep și-l țin, ce când sună sărat, când s-o vegerat. Spus, și pe-a cui mână l-am pus. Într-o zi frumoasă pe pământ ne-o legat pe viață un cuvânt. Mândroiești soarele meu, ai fost și ai să fii mereu, soarele frumos, cald și luminos. Ești lună pe șersănin, îngerul la piept și-l țin, ce când sună sărat, când s-o vegerat. Mândroiești soarele meu, ai fost și ai să fii mereu, soarele frumos, cald și luminos. Ești lună pe șersănin, îngerul la piept și-l țin, ce când sună sărat, când s-o vegerat. O seară frumoasă, să ne vedem cu bine până data viitoare, când avem o surpriză. O surpriză, nu vă spunem Doamne care ajută. E, că e ca la pescuit, dacă spui poate nu-ți iese. Așa că păi fiți, cu ochii surpriză, pe, surpriză. Fiți cu ochii pe noi să vedeți surpriza. Nu vă spune nimic, numai că e din Spania, de la Torrevieja, cu români. Păi ce, de surprizele nu se divulgă. O să tăiem asta. Vă rog să tăiați asta la montaj. Până data viitoare, numai bine. Doamne ajută!